Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea Pe aripile sportului. Astăzi împărțim discuțiile cu superbul goalkeeper al selecționatei Republicii Moldova la fotbal, Dorian Răilean. Te salutăm, ce faci? Bună ziua, bine v-am găsit. Fac bine, să vă urez vacanță. Cât mai e din vacanță? Să zicem 2 săptămâni. De sărbători aici, cu cei dragi? Da, de sărbători acasă. Da, uite, hai pentru început să facem claritatea la un subiect recent apărut în presă. Situația pare să fie tensionată la echipa ta, tensionată financiar, echipa ta fiind Chindia Târgoviște din Liga a doua a României. Un site de pe la noi a preluat această informație și a scris că golkeeperul nostru pe listă neagră. Hai te rog să facem o claritate în toată această situație. Da, cu părere de rău, în primul rând îmi pare foarte tare rău că s-a ajuns la vorbe și discuții. Chiar mergând la Chindia, nu m-am gândit că o să ajung în vacanță acasă după un sezon să vin și să am problemele astea. Dar sunt, e adevărat că sunt probleme financiare, dar site-ul despre care zici un pic așa a redat problema nu tare bine și nu tare clar. Și probabil că unii oameni citind se gândesc, băi, dar ce-a făcut ăla, știi? Nu am făcut nimic. Și nu sunt pe listă neagră, clubul mă vrea și m-a vrut și m-a dorit în continuare, adică am avut discuții la sfârșitul primei părți a campionatului și oamenii mi-au zis clar că da, mă văd la echipă și vor ca eu să stau. Eu nu am depus memoriu așa cum scrie în știrea aia. Eu nu mi-am depus memoriu, încă nu mi-l-am depus memoriu, eu aștept să revin la clubul în 11 ianuarie și aștept câteva zile să văd cine vine, cine ce ne zice, cine ce ne mai promite și atunci o să iau o decizie pentru că nu vreau să las lucrurile să curgă așa, că apa curge nu în direcția în care trebuie. Da, uite, lăsăm lucrurile astea mai triste deoparte. Anul 2023, unul special pentru tine, te-a impus ca titular incontestabil în echipa națională, an în care naționala noastră a obținut cele mai bune rezultate. Cum s-au văzut aceste rezultate din poartă de acolo, coordonând jocul băieților? Pentru mine personal, cred că anul 2023 chiar a fost, nu unul dintre cei mai buni ani, dar chiar a fost cel mai bun an, pentru că m-am impus titular la echipa națională. Am jucat la echipa de club 14 din 15 meciuri și am jucat constant, poate la națională, cu mici uneori greșeli, dar cred că ceva ok. Probabil și nivelul ligii a doua nu poți să-l ridici la nivelul de națională și așa mai departe. Dar a fost la general un an foarte bun, am fost aproape de o calificare istorică și până în sfârșit ne-a reușit să întoarcem toți microbiștii cu fața spre noi, pentru că știi cum era înainte, joacă Naționala Moldovei, lasă-i să joace. Dar mi-a plăcut că s-a trezit interesul așa față de noi și toată lumea vorbea despre Naționala Moldovei. Mi-a fost plăcut și inclusiv și românii ne-au fost alături, adică și ei la ultimul meci cu Cehia, cred că toate site-urile de fotbal au fost pentru noi, ne-au încurajat și au vrut să mergem. Da, și au vrut să mergem alături de ei la Euro. Apropo, da, să știi că în mare parte meciurile s-au difuzat cam toate. Da, poate ne-au urmărit și românii. Da, poate nu chiar pe posturile cele mai importante, dar știu că au fost ca. Ba, să știi că pe un post care e foarte important la ei în țară, da, nu a fost pe, să zicem, prima pagină, a fost pe o pagină secundară. Dar tot, care toată lumea, da, când își pornește televizorul, este prima pagină și imediat e a doua, știi? Explicația experților, altor foști internaționale, a microbiștilor, este că pur și simplu echipa asta s-a deșteptat după un somn lung și a prins la curaj prin aceste rezultate. Este aceasta explicația adevărată, că învingi Polonia, apoi ai succes cu Cehia și prinzi curaj și mergi din inerție mai departe? Poate undeva e adevărat că da, am prins curaj, dar nu am mers noi din inerție. Cumva poate să schimbat și la noi un pic mentalitatea asta și după meciul cu Polonia am înțeles că stai un pic că probabil noi putem. Putem mai mult decât am făcut, da. Știi? Și am mers cu curaj și în fiecare lună când am revenit la națională, noi am avut un obiectiv clar
Și noi știam pentru ce ne adunăm. Nu ne adunăm să ne revedem ca prieteni, ca cunoștințe și să ne vedem familie. Nu, noi veneam cu un obiectiv clar. Cu atât mai mult de la meciul cu Polonia, după și victoria în Feroe, cei care au jucat în Feroe știu și rezultatele naționale Moldovei de-a lungul timpului în meciurile cu Feroe, cam nu au fost pozitive niciodată. Și după meciul ăla, când am bătut noi și inclusiv în Feroe, pe un teren greu, o echipă cu care este foarte greu, că așa te gândești, o, Feroe, ce e aia că lucrează nu știu pe unde, cum zice toată lumea, nu e adevărat. Pescare. Da, și vezi că pescare aia și în Champions League au făcut. Da. Și au ajuns chiar în surpriză. Da, în grupe, conference sau Europa League, nici nu mai știu. Da. Da, și deja noi am zis, bă, stai un pic, că se poate. Se poate mai mult și probabil datorită grupului și staff-ului tehnic, staff-ului care ne-a creat nouă atmosferă așa de casă, știi, o atmosferă prietenoasă, care tu veneai la Națională cu drag. Chiar nu te gândeai, poate cândva se gândeau, bă, iar trebuie să merg la Națională, nu-mi place atmosfera, că XYZ se comportă așa, e cu nasul pe sus, sau nu știu ce. Nu, noi am fost, ne-am considerat toți la pe același nivel, adică nu a fost că X se uite la Y de sus în jos, știi? Da. Cine-i sufletul vestiarului, omul care vine și schimbă atmosfera spre bine și dă un vibe așa plăcut echipei? Da, sunt mai mulți și brață, cum pot să-l că avem noi cu glumele noastre, adică sunt mai mulți băieți, Niculescu, Stână, mai mulți. Da, bun. Acel meci cu Polonia a fost cel mai bun pentru tine în 2023? Cel mai memorabil? Care? La Victoria sau? Eu pentru mine mai mult mi l-aș baga în activ așa meciul de pe Narodni. Am avut, cred că... 1-1 atunci. Da, 1-1. Cred că mi-am pus și undeva amprenta la asupra rezultatului ăla, știi? Dacă la 3-2 undeva, la primul gol am putut să fac mai multe... Și nu pot să zic că am avut tare mult de lucru în meciul ăla de acasă, știi? Am avut ceva ieșiri pe centrări, o lovitură liberă, adică nu am avut ceva wow. Dar cred că în meciul de pe Narodni, atunci când am făcut 1-1, cred că eu mi-am pus un pic amprenta asupra rezultatului mai mult. Și pentru mine, ăla, anume personal, pentru mine meciul ăla e mai, așa, mai memorabil. La scurtă vreme, după victoria cu 3-2 în fața Poloniei, părăsești echipa ta de la vremea respectivă, Unirea Deș, și semnezi cumva surprinzător cu Chindia. De ce anume această echipă ai ales-o? Surprinzător, probabil, pentru toată lumea și nu știu ce să zic. La Chindia a mers atunci antrenorul meu de la Deș. Și cumva eu, lucrând cu el 2 ani, știam ce idee are el ca antrenor și chiar știam că dacă vine el la Chindia, noi într-un an promovăm. Știam și până în ziua de azi eu cu ideea aia că bă, am mers pentru el și știu pentru ce am mers și știu că noi sigur promovam cu el. Dar cu părere de rău, nu el și-a dat demisia, l-a dat afară peste 3 etape și cumva, pentru mine personal nu s-au schimbat lucrurile, știi? Adică eu am continuat să joc, dar cumva s-au schimbat lucrurile pentru echipă și așa mai departe. Spune-ne, te rog, dacă dorești, au fost și oferte mai așa, de la echipe mai renumite? De aia să zic că a fost un pic surprinzător pentru mai multă lume, mai ales oameni din jurul meu, pentru că știau că am avut discuții și cu echipe de tradiție din România, din Liga 1 și Polonia, Liga 1 Ungaria, Liga 1 Kazahstan. Dar nu știu de ce, sunt prea băiețaș eu probabil uneori și așa, am vrut să fac pe placul unor oameni și un pic nu m-am gândit la mine, știi? Am vrut să nu supăr pe cineva, dar nu m-am gândit că băi, stai, poate te supăr pe tine, știi? Nu, aia e, nu mai vreau să regret, nu îmi pare rău, așa trebuie să fie probabil. Cu Kazahstanul ai amintiri plăcute, debutul la Național, așa e? În 2019. A fost un debut de 3 minute într-un amical cu Kazahstan. Da, dar s-a primit gen așa, băiatul, haide și tu să debutezi, știi? Și știi ce e cel mai interesant? Că după o pauză de cât? De
trei ani. O pauză, da. Al doilea debut, să zicem, deja debutul tot cu Kazahstan. Și din momentul acela se deschide un drum clar și larg pentru tine în echipa națională. Da, și debutul ăla cu Kazahstan a fost pentru mine unul memorabil, eu cred. A fost un debut bun. Penaltiuri cu... Da. Da, un meci foarte bun făcut de națională până la... Da, și eu cred, că noi de atunci am prins curajul ăla și paripile, știi, s-au desfăcut. Că de atunci, în meciul ăla cu Kazahstan, am înțeles noi, bă, stai că putem. Putem, se poate, știi? Și după meciul ăla din Nations League, care a urmat, noi am făcut 15 puncte, am fost la un gol de calificare. A fost meciul ăla cu Letonia, în care, nu, mi-am... pus și eu amprenta, dar negativă asupra rezultatului, se mai întâmplă. Da, a fost acel meci pe care... Sau spune-ne mai... A fost meciul ăla... un meci pe care vrei să-l uiți în echipa națională. L-am uitat de mult. Adică a fost un meci care chiar nu mă gândesc de el niciodată. Mă gândesc doar să nu mai fac așa ce am făcut. Dar bine, asta e, cred că pur și simplu a fost o zi așa mai neagră, mai rea. Da, spune, ai început târziu în națională să fii titular? 28 de ani aveai, cât e pentru portar 28 de ani? Nu am început târziu, dar probabil mai înainte au fost porțile închise pentru mulți portari. Și multă lume știe motivul, au fost porțile închise și pentru portari mai buni ca mine. Adică, bine, hai să-i luăm așa, că eu atunci eram în Liga 1, Moldova, până am plecat în România, cred că nu puteai să convoci un portar de la... Comuna Recea, cu tot respectul, sau știi? Chiar dacă te gândești, bă, dar stai că ai fost convocat de la Unire Dej. Da, dar totuși eram într-un sezon foarte bun, un sezon în care am ajuns noi în play-off. Păi că era cu totul altceva, știi? E cea mai bună perioadă din cariera ta? Te simți cel mai în formă și cel mai puternic acum? În vacanță deja nu mă mai simt cel mai în formă, dar da, a fost... Eu cred în primul rând pentru că am avut un sezon constant, știi, nu am avut urcușuri, coborâșuri, așa să zicem, și la club un meci să joc, două rezerve, să vin la națională, două joci, una rezervă. Am avut un an constant care mi-a dat și mie, în primul rând, încredere. Plus la toate și la echipa de club s-au schimbat trei antrenori și eu jucând cu fiecare dintre ei, adică prind și eu la aripă, mă gândesc, bă, stai că e ok atunci, dacă joc și cu Y și cu X și cu Z, adică joc cu toți, atunci e bine. Și chiar eu cred că am avut evoluții bune și la club și la național. Ce alege? Superliga din România sau un campionat din afara spațiului românesc, să zicem așa? Nici Republica Moldova și nici România. Bună întrebare și la după toate problemele astea care așa un pic te consumă și moral și emoțional și cum zic, cum vrei tu, nu mai știu, vreau Liga 1 României pentru că e alt nivel, alt fotbal, nu prea sunt probleme financiare și așa mai departe, dar probabil poate ar veni timpul să încerc și altceva, dar poate ar fi o treaptă ca Liga 1 a României, Superliga, ar fi, de ce nu, să încerc forțele în Liga 1 românească și după poate merg să mai văd și altceva, alt nivel, alt fotbal. Cunoști bine fotbalul din România, acum România este calificată la campionatul european. Tu cum vezi? Se fac lucrurile corect acum? Se mai schimbă lucrurile spre bine în România după o perioadă foarte lungă cu rezultate lamentabile? Uite așa, în linii generale, Superliga românească eu consider că are un nivel foarte, foarte bun, ridicat. Au foarte multe echipe de tradiție. Foarte, foarte mulți spectatori sunt mai la fiecare meci, știi? Sunt foarte puține echipe care nu prea au suporteri. Toate echipele au suporteri, la toate echipele, stadioanele sunt aproape pline, știi? Dar uite, cel mai mare minus, nu au nicio echipă în cupele europene. Adică, uneori te gândești că nivelul e ok, dar nu ai nicio echipă măcar în Conference League. Măcar în Conference League, știi? Deși în România Liga 1 salarii foarte buni, foarte bune, se aduc jucători buni. Și din campionatul României se livrează jucători la națională, adică la națională nu-s doar jucători din, nu știu, din campionate externe, știi? Îi livrează jucători și pentru națională din campionatul care intern. S-a calificat la campionatul european. Da, exact. Este un nivel acolo. Da. Așa că, nu știu, eu, pentru mine personal, da, e un nivel destul de bun.
A venit timpul ca să cucerească titlul FCSB-ul, lider în momentul de față în campionatul României. A, știi că e de mulți ani tot așa, gen, sunt pe acolo, aproape, pierd puncte cu, nu știu, un Botoșani, un cineva, echipe mai slăbuțe și a, iar hai să o luăm de la capăt, să o luăm de la capăt. Nu știu, mai sunt, îți dai seama, vine play-off-ul, se înjumătățesc punctele, adică în România așa, tu degeaba poți să ai avantajul ăla de 10, 12, 15 puncte pe durata sezonului, pentru că în momentul în care vine play-off-ul, se înjumătățesc punctele și tu când aveai 15 puncte avans, rămâi cu 7 puncte, știi? Da, adică cel mai interesant urmează, eu cred, așa că vine perioada de transferuri, se întăresc toate echipele, vezi că și la Craiova, la ambele Craiova, antrenori noi, cine știe, din câte am citit, poate și la CFR, antrenor nou, toate echipele se întăresc, o să fie cum interesant. Da, unul dintre eroii din acest sezon, al unei echipe din Craiova, este băiatul nostru, Vlad Blănuță, care dintr-o dată a explodat, are în ultimele 5 meciuri 5 acțiuni decisive, pase de gol, da, sau gol. Băiatul nostru, dar care nu a acceptat țara noastră. Mai e eligibil pentru Naționala Mare. Nimeni nu a zis că nu poate juca pentru Naționala Mare. Da, de acord. Eu sunt de acord cu tine. Eu mă bucur oricum pentru el, pentru că la început, când a ajuns în România, așa nu prea a jucat. Dar uite că a venit antrenorul potrivit, care a dat încredere și din ce am citit, echipe importante, echipe mari din Olanda se interesează de el și asta e foarte bine. Eu îi doresc mult succes, să continui la fel și eu personal îl aștept la Naționala Moldovei. Cred că mai mulți îl așteaptă. Da. Nico, deja jumătate de an în Olanda, cum îți pare prima lui aventură într-un campionat important? Îmi pare rău pentru Nico puțin că nu, în primul rând, a avut și unele accidentări care probabil l-au mai scos așa din circuit, știi? Dar mă bucur pentru el că cine ce nu ar vorbi, are alea 10 minute, intră, dă gol. Are 25 de minute, intră, dă gol. Adică el își face treaba lui. Asta e cel mai important, cel mai mult contează. Ți-am zis, unicul ce îmi pare rău pentru el, pentru că știu că a avut ceva accidentări care, cu părere de rău, nu i-au permis probabil să le arate tuturor maximul lui. Deși ți-am zis, nu-i trebuie mult timp. Eu cred că e o problemă de timp până va deveni titular cert la Herman și poate va lupta pentru titlul de golgheter acolo. Da, eu zic că e important că dă goluri, dă pase de gol. Atâta timp cât are, și eu sunt ferm convins că vine și momentul în care o să fie el titular și titular incontestabil. Da, un transfer mai fresh, Ionuț Revenco pleacă în prima Liga a Poloniei, unde va deveni coleg cu Artur Crăciun. Cum îți se pare acest transfer? Mă bucur foarte mult pentru el. Chiar e un băiat muncitor, un băiat de treabă care a meritat să ajungă acolo unde a ajuns. Cred că a făcut o alegere foarte bună, pentru că campionatul Poloniei, Liga 1, eu o văd foarte puternică. Pe lângă toate, el are coleg pe Artur și cred că perioada de adaptare o să-i treacă mult mai ușor. Eu îi doresc să fie păzit de accidentări și să aibă cât mai multe evoluții, continuitate și cât mai bune rezultate. Da, cum apare vreun zvon despre un posibil transfer al unui fotbalist moldovean, cineva neapărat trebuie să scrie în comentarii, numai nu în Liga a doua României, cum plecați toți. De ce atât de mulți băieți ai noștri pleacă acolo? Eu mi-am selectat aici o listă, cred că sunt vreo 15. Unii oameni vorbesc așa, gen neinformați, și la fel și despre Liga a doua României. Liga a doua României are un nivel destul de ok. Și băieții care au ajuns acolo și au trecut prin Liga a doua românească știu că chiar nivelul e destul de ok, la fel, multe echipe de tradiții, multe echipe cu suporteri, e un pic diferit fotbal. Eu nu vreau să-ți dau sume ce salarii au în Liga 2 românească la unele echipe, pentru că nu e ok. Și crede-mă că dacă aș numi ceva sume, oamenii care zic că merge în Liga 2, crede-mă că ei, dacă le zice suma, în două minute erau la poarta ligii secunde, știi? Da, hai puțin despre începuturile tale în sport. De unde se trage pasiunea pentru fotbal? Ca și toți copiii, atunci când copiii timpurile când erau telefoane de din alea cu butoane și nu, stăteai să te joci în Snake, dar ieșeai afară. Mingea terenul de fotbal și joacă-te copile toată ziua, știi?
Și așa cumva la un moment dat eu cu doi prieteni atunci am zis, da, să mergem undeva, poate încercăm să mergem la o școală de fotbal. Și am mers prima dată la Ștefan cel Mare, dacă ții minte cândva era așa, cred că Alexandru Dedovă de la Ștefan cel Mare și mai sunt jucători. Ștefan cel Mare, Santivie, așa ceva era de genul, știi? Și am mers la ei, ne-am întâlnit cred că 2-3 zile și ne-au zis că băi, să ne plecăm într-un turneu, dar atunci Ștefan cel Mare mergea turneu prin Danemarca, prin toată Europa, toată lumea, știi? Și noi așa gândindu-ne, hai că nu mai stăm noi o săptămână 10 zile, de-aia să mergem la altă școală. Și bunica mea, trăind la telecentru, pădurea aia de la Valea Morilor, așa am stat noi copii fără bani și ne-am uitat spre Buicani, Sculeanca, în zonele alea, și bă, cumva trebuie să ajungem. Și le-am zis, hai că stai, că eu știu un drum prin pădure. Dacă tot era bunica pe acolo, îți dai seama că cunoșteam pădurea aia cu ochii închiși. Și am mers noi așa, am ajuns, deja era seara când am ajuns noi la Buicani, pe timp, acum e Dacia Buicani, pe timp era ce se știe Buicani. Am ajuns acolo, era târziu și ne-a zis domnul paznic, băiți, hai veniți mâine dimineață. Și ne-am zis, ok, venim mâine dimineață, dar cum mergem acasă? Și așa, urcându-ne în trolebuz, ne-am pus noi așa într-un colț, gen, hai, poate nu, cumva nu plătim, știi, călătorie. Și a venit doamna taxatoare, băiți, hai, achitați călătorie. Și noi, cumva, nu avem bani. Și a auzit o doamnă și lasă că eu plătesc pentru băieți. În câțiva ani, doamna aia a fost profesoară de istorie la unul dintre băieții aia doi. Pa. Îți dai seama că l-a recunoscut. Ce da. Vârstă aveți? 2003. Era de mult. 10 ani, 9. Da, 10 ani. 10 ani aveam. Mm-hmm. Da, și de la... Am mers următoarea zi la Buicani, cam de acolo a început tot drumul. Primul antrenor, domnul Mihai Andronic. El a fost ăla care a pus baza la tot. După aia, repede, am plecat la Șerif. Și noi, anul nostru, 93, era... cred că cel mai bun la Buicani. Vadim Rață, da? Vadim Rață, Cociuc, Jardan, Plisa, Igor Dima, Mârza, Bivol, adică erau... Le-am zis primele nume care le-am zis, mai sunt în fotbal. Dar era o generație foarte bună și Șeriful, dacă nu putea să ne bată, au zis, ce să facem, de să cumpărăm toată echipa. Și a mers aproape tot lotul. A mers toți titularii din 11, a mers 9 băieți. Am mers la Șerif, după Șerif... Ajungem. Da. Vreau să te întreb ceva. Prietenii a doi ai tăi au ajuns fotbaliști? Părere de rău, nu. Au mai jucat și pe fotbal, dar nu. Tu ce ai fi făcut dacă nu ți legai viața de fotbal? Doamne, nu știu. Învățam, dar... nu știu, eu acum am ceva momente când mă enervez, știi? Și zic, Doamne, mi-a zis mama toată viața, ia și învață, știi? Bine, oricum... Nu am rămas eu fără studii, am avut noroc de mama care m-a împins de la spate. Dorian, vezi că trebuie să ai studii. Fotbalul e bine, dar fotbalul e trecător. Nu poți juca fotbal până la 80 de ani. Îți trebuie cunoștință, îți trebuie studii și cu ajutorul mamei am absolvit și liceu, am terminat facultatea de drept și... Ce hobby ai în timpul liber? Ce faci? Uite, în România... Sincer să fiu, nu fac nimic mai mult decât antrenament, casă, uh-huh. Sală, masă, somn, odihnă. Dacă pot să ies la o cafea cu băieții, pot să, nu știu, să ne vedem după meci, să stăm să mai vorbim pe atât. Acasă, când vin, un pic în vacanță, viața diferită. Îmi place să ies, îmi place să petrec timpul cu prietenii, pentru că am acolo viața așa mai mult în casă. Și când vin în vacanță, îmi place să ies. Pentru că e prea mult să stai chiar mereu în casă. Și aici mama deja că mă vede dimineața, se mulțumește cu asta. Te-am văzut dimineața, ok, poate te văd și seara, știi? Scurte aventuri la Tiraspol și la Sfântul Gheorghe, așa-i? Și apoi o revenire la Dacia. Da. Unde avea să petreci mai multe sezoane, așa-i? Da, am fost 5 ani, dacă nu greșesc, am fost 5 ani în Dacia, dintre care 2 sau 3 titulari. Ți-aduce aminte acele sezoane? Cu lupte intense pentru titlu. Da. În Dacia a fost o perioadă foarte frumoasă pentru mine. La mine așa, de mic copil, dacă am crescut la Buicani și după cumva a fost fuziunea aia Dacia-Buicani, la mine a fost mereu un vis să ajung titular, știi, la Dacia, mai ales după revenirea în Dacia, știi, după împrumutul la Sfântul Gheorghe, FC Tiraspol și așa mai departe.
Și mi-aduc aminte, că mi-aduc aminte și primul sezon, când am devenit titular și cum am devenit titular și așa mai departe, și cu antrenorii cu care am lucrat. A fost o perioadă foarte frumoasă și am avut un grup care probabil nu l-am avut la nicio echipă. Am fost noi tare, tare uniți așa. Spune-ne, te rog, ce are domnul Andronic de livrează atâția jucători buni? Domnul Mihai Andronic. Cum l-ai caracterizat? Domnul Mihai Andronic, în primul rând, care are ochiul ăla de fotbalist, care el vede jucătorii talentați. Și încă ce mai are? Așa. Disciplină, în primul rând. La domnul Mihai nu exista, nu pot, nu vreau, nu vrei merge acasă. La mama, la tata, aici dacă ai venit, trebuie să îți faci treaba, indiferent câți ani aveam. 10, 8, 7, 12, 13. Nu. La domnul Mihai era disciplina pe primul loc. Excluzând antrenorii de la copii și juniori, care a fost cel mai bun antrenor sau câțiva, poate, cu care ai colaborat de-a lungul anilor? Bine. În Dacia am debutat cu Dejan Vukcevic. Îți dai seama că pentru mine el tot rămâne, își are locul aparte, știi, în... Am înțeles, da. Raftul ăla, știi? Da, da. După, uite, perioada din România am lucrat cu Naia Constantin, după Rece l-am mers la Petrolul Ploiești, antrenor principal, și a avut și acolo o perioadă foarte bună. Dragoș Militaru, care am lucrat la Dej, după la Chindia, eu îl văd pe el așa, Nagelsmann de România, cum îi zic și presa românească. Chiar îi văd un viitor așa strălucit în fotbal românesc și poate nu doar românesc. Uite, acum Mr. Diego Lungo, care a venit la Chindia, eu tot îl văd un antrenor foarte bun. Ideile lui și implicarea lui în antrenamente și așa mai departe. Eu personal îl văd un antrenor foarte bun. Deja rămâne să văd dacă o să mai continuăm să lucrăm împreună sau nu. Andrei Martin. Da, sigur. Da. Și câteva cuvinte despre domnul Sergei Kleșenko. Da. Ce a adus el nou în jocul echipei și în spiritul din vestiar? Eu ți-am zis, în primul rând, domnul Kleșenko a adus liniștea asta și spiritul ăla bun la echipă. Dar a creat o familie, în primul rând. Poate nu pot să zic că el a implementat ceva, nu știu, tiki-taka sau... Nu, noi am avut viziuni cum trebuie să joace naționala. El ne le-a implementat din prima zi și zice, băieți, eu vreau așa să jucăm. Și nu a fost că gen, hai, meciul să jucăm 3-5-2, meciul următor 4-4-2 și să schimbăm așa de la meci la meci, știi? Nu, el a avut o viziune a lui care noi a mers 2 ani cu aceeași idee și cred că asta și-a dat proada. După plecarea de la Dacia, urmează pentru un termen scurt Sfântul Gheorghe și Petre Cup Hâncești. Unde ți-a plăcut mai tare? Nu știu, la Sfântul Gheorghe, cred că. Da? Bine, a fost fain și la Petre Cup, dar, nu știu, cumva Sfântul Gheorghe a fost așa mai sufletist un pic, echipa așa mai unită, mai... La Petre Cup ai petrecut mai puțin timp, nu? Un sezon, cred că. Un sezon, tot un sezon, da? Da, cred că un sezon a stat la Petre Cup și la Sfântul Gheorghe a stat un sezon jumate. Da, pentru că numărul meciilor acumulate e mai mare la Sfântul Gheorghe decât da, la Petre Cup. Bine, la Petre Cup au fost momentele care au fost, de ce n-am jucat. Din acel moment decizi să treci prutul, cum s-ar zice. Din acel moment am decis să ies din zona de confort. Ce s-a schimbat? Ce te-a motivat să faci acest lucru? Am zis că, în primul rând, trebuie să ies din zona mea de confort, trebuie să ies din zona Chișinăului, prietenilor și așa mai departe. Am zis că, băi, trebuie să încerc să merg în altă parte. E bine cu prietenii acasă, cu mama, cu rudele, e ok. Dar era momentul să fac un pas. Un pas înainte și eu consider că am făcut alegerea corectă, chiar dacă am mers la Recea. La moment era Liga 3-a, bine, nu am prins Liga 3-a decât un meci, că după a venit pandemia și am jucat barajul pentru favoarele din Liga 2 și l-am câștigat. Și nici acolo nu eram titular, adică de la început am început să joc din etapa a 6-a, cred. Au fost și acolo probleme cu banii după o jumătate de an. În România, cu părere de rău, foarte mult decide politicul,
dacă banii vin din banii publici, să zicem, primăria și consiliile județene, municipale și care mai sunt ele, investesc în Liga Secundă, chiar și în Liga I. Și acolo s-a schimbat puterea, conducerea și, cu părere de rău, și acolo a fost o perioadă mai grea. Dar uite că după aia a venit Deju, care 2 ani n-am avut noi probleme cu banii, sau bine, ok, au fost salarii mai mici, dar undeva ajung uneori la concluzie, băi, dar poate un pic mai mic salariu, dar să ți-l iei la zi, știi? Aia e. A fost greu să evadezi din zona de confort și să faci această schimbare? Nu a fost greu, pentru că eu mi-am pus așa, stând într-o seară, așezat pe canapea, am zis că trebuie să găsesc pe cineva care m-ar ajuta să plec. Și așa întâmplător am dat de o persoană care mi-a zis, ok, așteaptă o zi, te rog. Și chiar așa m-a sunat următoarea zi, uite că este acolo, acolo și dincolo, gen, știi, de rece. Baia Mare mi-a zis, eu ca să înțelegi cu gândul mergeam, că îți dai seama că m-am uitat și eu unde merg, măcar să știu ce oraș, ce echipă. Eu mergeam în Baia Mare, eu mergeam la echipa Minaur Baia Mare, ca să înțelegi, în capul meu. Uh-huh. Și mergând pe autocar, mă sună un prieten și zice, băi, vezi că tot merg în Baia Mare. Zic, oh, super, mai am un prieten, știi? Și el zice, eu merg la Minaur, la ea de pe primul loc sau a doilea, nu mai simt, de pe a doilea, cred că, de pe locul 2. Și zic, păi cum așa, eu merg la ea de pe primul loc, tot din Baia Mare, știi? Și zic, băi, dar nu vezi că rece e genul de pe primul loc, știi? Uh-huh. Zic, hai de viața mea. Comuna rece, dar cum era acolo? Ce ți-a plăcut cel mai nu mult? Nu avea nicio tangență, așa, când dacă asculti comuna, te gândești, băi, ăsta cred că a stat în sat undeva, știi? Nu, eu stăteam în Baia Mare, un oraș foarte drăguț, o zonă top. Da. O zonă care eu i-aș recomanda-o la oricine și chiar dacă vorbesc cu ceva moldoveni, prieteni, cunoștință sau indiferent, eu și îmi zic ce aș vrea să vizitez România, zic, dacă ai timp, vizitează Maramureșul, e o zonă extraordinară. Campionatul intern îl mai urmărești? S-a încheiat faza întâi. Prima ta dragoste, Dacia Buiucani, prinde biletul în faza a doua pe ultima sută de metri, devansând Floreștiul, care ca nume părea mai serioasă. Ca nume, dar ca seriozitate știi că Dacia Buiucani a fost mai serios. Eu mă bucur foarte mult pentru ei și îl felicit și pe domnul Angel și chiar mă bucur că acești copii, că chiar sunt copii, au avut, să zicem, trei jucători mai experimentați, știi, dar așa au jucat medie de vârstă 19.5 ani, ceva, 19 ani jumate. Echipă tânără care, bravo lor, că au știut probabil la bun început ce își doresc și uite, continuă în Liga I și chiar le doresc mult succes. Ce legat de dacă am urmărit campionatul, pute sezonul ăsta, nu prea. Dacă sezonul trecut mi-am cumpărat eu abonament, am dat 7 euro, cât sau cât era, râs bani puțini, știi, dar nu știu cum, era mai implicat, mi era mai interesant campionatul. Dar sezonul ăsta nu știu de ce nu prea l-am urmărit. E capabilă una dintre echipele calificate în faza a doua să doboare Șeriful? Depinde ce transferuri face Șeriful în iarna asta, dar din câte am înțeles, tare mulți oameni puși pe lista neagră. Așa că nu știu, bă, ce jucători aduc. Păi, important și ce jucători aduc pe hai să cup, fim, sau hai zi, să fim sau serioși acum. Milsame. Nici Petrocub, nici Zimbru, nici Milsame, nici cine mai este, nu-și permit să-și aducă jucători de valoarea jucătorilor care își permit să-și ia Șerif. Nu pot. În primul rând, nu au aceste echipe bugetul ăla pe care îl are Șerif. Deci spui că nu e încă capabilă niciuna din... Nu zic că nu este capabilă. El este capabilă să pună presiune pe Șerif cu jucătorii pe care i-au acum, cu jucătorii moldoveni. Pentru că și Petru Cup și Milsame au în echipă poate 2-3 stranieri, dar în mare parte joacă moldovenii. Și uite că au fost la 3 puncte de Șerif sau... Știi, și Zarea, Oli, Zarea, Bălț, corect. Fece Bălț acum. Da, Fece Bălț. A rămas la Zarea. Și uite, și Fece Bălț, dacă nu greșesc, a bătut odată în sezonul ăsta pe Șerif, știi? Adică nu am mai fost Șeriful ăla care tot sezonul a mers așa pe linie dreaptă și gen, hey, ok, am făcut și noi un egal, tragedie, știi? Anul ăsta am mai pierdut meciuri, am mai făcut egaluri și uite că și Petru Cubu și Milsame și Bălțu au demonstrat că bă, putem și cu jucătorii noștri să le facem față. Mai avem
două zile și intrăm în 2024. Ce îți dorești de la noul an? Eu îmi doresc să am un an minim la fel de bun cum a fost anul 2023. Și o să fiu fericit dacă o să fii și mai bun. Pentru asta e nevoie de muncă. De muncă și de rezultate la același nivel. Da, da. Vezi că noi am ridicat ștachia aia așa la un nivel bun și la, vorbesc acum de național, am ridicat ștachia aia la un nivel. Și acum nu putem să coborâm sub nivelul ăla pentru că o să ne sară lumea în cap. Acum vin amicalele până în septembrie, dacă nu greșesc, adică până la campionatul european. Vin alea, amicalele alea, nu știu câte vor fi, 4, 6, chiar nu știu. Și în amicale, îți dai seama, nu poți să dai cu capul în noroi, cu păreri de rău. Nu, că nu o să te înțeleagă lumea. Da, poate eu zic că ești amicale, nu poți să fii la fel de concentrat, dar dacă ai dat rezultat acolo, trebuie să dai rezultat și acum. Da, nu știi cine îți vine în amicale. Poate federația face o surpriză, poate joci cu Anglia, joci cu Italia. Și acolo tot nu poți spune să ne condamni deja. Cu părere de rău, e alt nivel. Pe plan personal, ce aștepți de la 2024? Da, să fiu fericit. Să fiu fericit și împlinit așa, în primul rând, fericit singur cu mine. Și deja mai departe vedem ce îmi preconizează anul la 2024. E timpul pentru o relație sănătoasă, o familie, un copil, că așteaptă și mama, nepoți, că văd cum se joacă cu copiii fratelui său și mereu e cu ei, mereu e foarte implicată și așteaptă și mama, dar... Bun, Dorian, mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră, ai venit din nou aici la Vocea Basarabiei, fie ca 2024 să-ți aducă tot ce îți dorești tu. Mulțumesc. Și te mai așteptăm pe aici. Mulțumesc și eu de fiecare dată, cu mare plăcere chiar revin. Mai aștept. Și eu vă doresc la fel să aveți un an cât mai productiv. Da, mulțumim foarte mult. Toate bune. Dragi prieteni, cam atât pentru acum. Noi ne reauzim sâmbata viitoare tot la 19:10 aici la Vocea Basarabiei. Până atunci să vă meargă la fiecare în parte cât mai bine. Sărbători frumoase! Salut!